Vasilone Angel Florian, sunt clasa 8 la Liceul Teoretic Mihai Veliciu din Chișinău, Crișul. Bună ziua, mă numesc Luc Marcel, sunt din clasa 8C de la Liceul Teoretic Mihai Veliciu. Bună ziua, mă numesc Al George Pop Eduard, clasa 11-a reală de la Liceul Teoretic Mihai Veliciu. Pare bine că mi-ați răspuns invitației, mari tenismenii școli. Și ai văzut de cei trei care sunteți mândri că ați luat locuri frumoase la acest frumos sport. Edi, cu tine încep. De când joci tenis? Cam din clasa 6-a, de vreo 5-6 ani. Deci ai deja câțiva ani. Da. Și acum mai practici. Acum mai mult ca un hobby. În clasa 9-10-a, cam în semestrul întâi din clasa 10-a, cam atunci am încercat să-l fac cât mai de performanță. Și am mers la competiții mai mari, la turnee, și care am reușit să iau locuri mai bune, în competiții mari. Bravo. Mulțumesc. Bun. Angel, tu de când joci? Joc tenis de aproximativ 6 ani. Tu de 6 ani. Da, dar de performanță, să zic, performanță în ghilimele de aproximativ 3 ani. Ai tot timpul cu asta, da, așa da. În ultimul an, acum, nu am jucat așa de mult tenis, deoarece sunt clasa 8-a și am examenul la final, dar după, probabil, o să îmi continui activitatea în acest sport. Și aș probleme și la tine, clasa 8-a, examene. Da. Tu de când joci și faci? De aproape 3 ani. Da. De performanță fac cam de un an. Și încerc pe viitor să fac și mai aici. Toți trei ați fost la Cupa Crisius, așa? Sau da. Ați participat în anii care au fost la Cupa Crisius. Unde ați fost în afară de Cupa Crisius și în afara școlii competiții? Edi? Amatori. Categoria A și categoria B. Localități unde au avut loc asemenea competiții? În Arad. La sala polivalentă. Da? Și o competiție destul de mare și altele la tot în Arad, la CSM Arad și în Oradea, la King Pong. Deși la Oradea a fost. Da. Angel, eu am fost la aproximativ 4 turnee la Arad, la 3 turnee la Timișoara, la un turneu la Dumbrăvița, la 2 turnee la Oradea. Deci, participare intensivă. Da, a fost din multe. Imediat deși spui, deși și fi... Și la aproximativ 2 turnee la CSM Arad. Bravo. Ale acești turnee am fost la Polivalent. A fost turnee cu 30 de mese, foarte mare. La tine, Marcel? Eu am fost la Polivalent, la Arad și la CSM. CSM. Deci, CSM Arad. Foarte bine. Cu voi sunteți trei care vă știți, deja v-ați jucat împreună. Ați fost și rivali? Da. Cum? Care? Cum? Eu cu Marcel. Tu cu Marcel? Tu ai avut rival pe ei sau? Pe mine. Pe Angelo, cum? Numai n-am ajuns să ne intersectăm, urcă piramida, Angelul o decalată. Da, dar aceeași concurs? Da. Cu Marcel n-ai fost concurs? Nu, n-am. Nu se știe niciodată, viitorul poți să fie. Mai sunt și alți tenismeni care sunt buni și care au luat medalii, trofee, în afară de voi, dar nici cu alte mici. Da. Un băiat pe nume Chiță Roșca, din clasa 12. Așa, de timp și pe ei, dar chiar dacă nu sunt aici. Da. Caciur Andrei, tot clasa 12, au mari. Da. Ce vă pasionează în jocul ăsta, în acest obiect pe care îl țin eu acum în mână? Edi, tu ai cărat și cu fotbal, așa-i? Da, am jucat și fotbal. Când ai fost în școala gimnazială. Totuși văd că mai mult. Și crossul a fost, așa că și la cross ai mai da, mult. Dar crossul și acum mai fac pentru mine, mai da. Fac trasee și mai bun. Ce-ți place la această paletă? Păi e un joc complex. Contează de la încălțăminte până la minge. Fileu, masă, fețe, lemnul, palete, greutate, tot. Și un joc complex, unde pot să... Îmi place să avansez, să cresc. De fiecare dată să mă îmbunătățesc calitățile. Și un joc care te relaxează. Pe mine mă relaxează. De multe ori când veneam de la meditații, am paleta în mână și mă jucam. Și asta era relaxare? Foarte. Mă relaxam, mă deconectam complet. Da. Angel? Văd că aveți palete diferite sau sunt asemănătoare? Da, sunt diferite. Și prețurile lor sunt diferite. Da. Măcar e paleta cea mai scumpă, așa, a ta. Prin ce diferă față de celelalte palete? Păi am un lemn Timobol ZLG. Ca și spui ce înseamnă? L-am luat nou. Este lemnul unui jucător din top 5 mondial. Da. Și este aprobat. Fiecare lemn e format pe strate diferite. A, deci asta contează. Da. ZLG înseamnă zilă în carbon. Are carbonul lemnului. Am... E mai elastic sau de ce? Sare mai tare. Sare mai tare. E mai ușor. E mai ușor.
sare mai tare și din orice unghi al paletei, mingea pleacă exact la fel. De exemplu, lemnul ăsta nu e un lemn foarte scump, un lemn mai comercial. În zona asta din centru, are punctul maxim de pe care a minge. Aici, mai pe exterior, pleacă mai slab un pic. Da. Și mingea contează sau mai da. Mult paletele? Deci alea sunt diferite. Tot. Și echipamentul contează. Chiar și că de copul. Păi, de exemplu, echipamentul ăsta, tricoul ăsta pe care l-am pe mine, absorbe transpirația în el. Un tricou special de la firma Butterfly și nu transpir în el deloc. De ce mai mult? Din da. Bax sau ce ai da, în bax tras. Ce planuri ai în viitor? Vrei să continui cu tenisul? Da, vreau să continui. În septembrie mă duc la etapă în Bacău. La Bacău? Da. Și sper să fie antrenamente cât mai intensive, să transpir cât mai mult. Apropo de antrenamente, singur, autodidact sau ai antrenor? Am antrenori de la CSMR care fac și aici în Criș. Da. Mai aici în Criș nu prea pot să fac. Mai mult mă duc la RAC să fac, dar în ultimul timp am luat pauză. Aha. Pe examene nu pot. Da. Și poți să pui și numele unui antrenor? Roman Bogdan. Antrenor foarte bun, părerea mea foarte de treabă. Se comportă foarte frumos. Și e vezi cum. Da. Angel, tu ai antrenor sau singur? Eu, singur. Autodidact? Da. Tu, Edi? Autodidact. Tot autodidact. Contează foarte mult talent în jocul ăsta. Și talent? Da, bine. Eu credeam că talent e legat de artă, deci este și un talent sportiv. De ce? Da. Nu, mă bucur să aud așa. Contează foarte mult reflexele care le ai în jocul ăsta. Și modul de a gândi, ca la șah, aici trebuie să gândești secundă de secundă. Să gândești unde să dai serva, de exemplu, poți da un efect lateral la adversar și deja trebuie să te gândești unde vine mingea și cum o respingi înapoi. Băi, se pare bine că ați răspuns la solicitării mele. Vă urez mult succes în continuare, cu și fără paleta pe care veți. Toate cele bune în continuare. Mulțumesc! Da, Edi, astea sunt medaliile tale, așa-i? Da. Poți să-mi spui exact unde și ce medalii ai luat? Sigur. Asta e la Oradea, la King Kong, un club de tenis, locul 3, amatori. Asta e locul 2, fază pe școală, parcă. Astea 3 sunt la Cupa Crisus. Da. Astea 2, locul 1, 2016-2017, iar asta e 2018, locul 2. Iar asta, care locul cea 3? Mai frumoasă, locul 3, cea la mai frumoasă. În amatori. Aha. Care a fost prima pe care ai luat-o, mai ții minte? Asta două, cam în același timp, nu știu exact care a fost prima. Asta două. Marcel, văd aici o serie de medalii, mă gândesc că ai și mai multe, numai pe acestea le-ai dus și diplome, așa e, Marcel? Da. Da? Și? Această medalie a luat împreună cu această cupă, la un amator. Asta e cupă sau e trofeu? Cum îi zice? Cupă. Cupă. Așa îi spun eu. Și cu ce ocazie? Un concurs simplu. Da? Un turneu. Unde a fost asta? La Arad. La Arad, așa. Și aceste două le-am luat la Cupa Crisius. Da, deci la Crisius. Da. Mai ai și altele acasă pe care nu le-ai dus? Da, mai am și diplome de multe. Acest trofeu este luat la ziua școlii în anul 2016, aici, în această sală. Da. Iar această diplomă este luat de la un concurs amator la Arad, locul 7 la începător, când m-am apucat de tenis aproximativ. Da. Acasă mai am medalii de la un concurs de la Oradea când am luat locul 2. Mai am de la un concurs de la Timișoara, de la clubul 11, locul 4. Și mai am de când am fost mai tânăr, am un loc 5 la Cupa Crisius.